Astăzi vorbim din nou despre eMAG sau cum să-ți iei țeapă cu anumiți selleri. Nu știu dacă ați apucat să vedeți clipul pe care l-a făcut Lucian despre calculatoarele comercializate prin intermediul platformei eMAG, însă înainte să mă apuc să vorbesc despre produsul ăsta, pe care l-am cumpărat și de care sunt dezamăgit, țin să fac o mică mențiune. eMAG nu este direct responsabil pentru țepele astea pe care le dau sellerii. eMAG este o platformă foarte, foarte mare, prin care oricine, inclusiv eu, pot să vând produse. Ideea e că eMAG nu are control asupra comenzilor pe care sellerii le livrează. Ei nu pot să valideze, să verifice dacă toate produsele alea sunt conforme sau nu cu specificațiile tehnice pe care sellerii le pun pe site. Și mai exact fix despre asta vreau să vorbim, despre specificațiile tehnice pe care le găsim pe site față de produsele care ajung. Treaba stă cam așa. În urmă cu vreo săptămână și ceva, aproape două, am dat o comandă pe emag.ro de la un seller oarecare, nu mi-aduc aminte. Ia să vedem dacă am aici numărul de comandă. Da, puteți să vedeți aici numărul de comandă. Produse vândute și livrate de către Almond Cosmetic VTR, mă rog. Nu intru în detalii comandă pentru că acolo sunt informații confidențiale despre adresa mea și n-are sens. Și am cumpărat kitul ăsta format din 4 lămpi solare, adică astea, care se montează practic pe perete sau acolo unde vrei tu și teoretic au un buton de on-off, o celulă solară și un modul de iluminare cu 30 de LED-uri. În afară de asta, un întrerupător care ar trebui să aibă mai multe moduri și un senzor PIR, adică un senzor de prezență. Practic, lămpile astea solare ar trebui să știe să facă următoarele lucruri. Modul pornit, non-stop, practic atunci când nu mai avem soare, ele se aprind singure, are un circuit, între ghilimele, inteligent, care simte că senzorul, sau mai bine zis, celulele fotovoltaice nu mai produc curent și își dă seama, băi, e întuneric, hai să pornesc lumina și atunci se aprinde lumina când nu mai ai soare. Și ar trebui să mai aibă încă un mod sau chiar două. Ia să vedem ce spun specificațiile de aici de pe site. Zic așa, modul de iluminare continuu, cel pe care l-am menționat mai devreme, modul economic, în care lampa este închisă pe durata zilei, iar pe timp de noapte, adică atunci când panoul nu mai produce, se aprind automat LED-urile, da? Și o să rămână așa la intensitate maximă, doar dacă este detectată mișcare. Dacă nu simte mișcare, trec automat și încep să funcționeze pe modul economic în care lumina este foarte, foarte slabă. În momentul în care simte iar mișcare, trece în full bright și tot așa. Deci ăsta e al doilea mod, modul economic. Și mai are un mod senzor, care se bazează pe senzorul de prezență. Ai simțit mișcare? Aprinde-te la maxim și stă, nu știu, 15 secunde sau 3 minute, depinde de la un producător la altul, stă pornit. În momentul în care nu mai simte mișcare, se stinge. Și de asta am luat jucăriile astea. M-am gândit că sunt suficient de bune cât să iluminez un pic intrarea în curte, intrarea în casă și aplicații de genul ăsta. Cam la asta sunt folosite. Poate ai un hol, poate ai o terasă pe care vrei să o iluminezi solar. Cel puțin, în teorie, asta trebuie să facă. Am citit specificațiile tehnice, am citit tot ceea ce se întâmplă pe aici și m-am uitat, bineînțeles, la partea de review-uri. Prețul a fost foarte bun, de 60 de lei pentru 4 bucăți cu transport inclus. Și vedem aici 4 lampi solare, negru, 3350 de lumeni, suficient de luminos, durata de încărcare circa 8 ore, m-am gândit că în 2 zile sunt cam full, protecție IP67. Deci tot ceea ce am menționat mai devreme e trecut în specificațiile tehnice. Ceea ce nu este trecut în specificațiile tehnice, dar am citit la un moment dat undeva prin comentarii, este faptul că a revenit cu acumulator de 3,7V. M-a surprins review-ul ăsta în care cuiva ia explodat o baterie, un acumulator dinăuntru. Din imagini putem să vedem lucrul ăsta. Este un acumulator de tip litiu-ion de 3,7V și probabil la 800-1000-1200 de miliamperi, ceea ce ar fi suficient să țină bateria asta, să țină jucăria asta, pardon, pornită, zic eu, minim 8 ore, pentru că are un consum foarte, foarte mic. Și uitându-mă aici, mi-am dat seama că, ok, avem de-a face cu, într-adevăr, aici este partea de circuit electric cu senzorul PIR și cu tot ce trebuie. Sus putem să vedem panoul solar care este conectat cu două fire la modulul de încărcare și bateria care probabil a fost tot așa cu două fire la modulul de încărcare. Bun, cam așa ar trebui să arate dinăuntru și jucăria asta pe care o țin în mână. Doar că sunt mici diferențe între ce am primit eu și cum e imaginea de acolo.
foarte, foarte mici, foarte subtile. De exemplu, aici, doar că este embosat direct pe material, pe plastic. În fine, astea sunt chestii foarte, foarte mici. Și acum hai să-ți fac. Lampa asta nu funcționează, produce curent, bateria stă încărcată, dar nu se aprinde, nu știu, întrerupătorul funcționează, eu deja am desfăcut-o, am măsurat, totul pare să fie în regulă. Cel mai probabil circuitul de încărcare-descărcare este stricat și nu vrea să funcționeze. Așa că am să o desfac, să vă arăt și vouă despre ce e vorba. Bun. Și acum pot să-i dau capacul jos. Deci teoretic ar trebui să vedem o baterie de 3,7V aici. Ei bine, hai să vă mai arăt pozele odată. Bateria albastră, o vedeți aici, asta are 3,7V, cea din imagini. Cea de la mine... Ăsta, dragilor, nu e un acumulator de 3,7V. Ăsta e un acumulator de 1,2V. Ok. Asta este prima problemă. Deci, acumulatorul are 1,2, nu 3,7. Eu m-am gândit că dacă o să-mi vină cu acumulator de 3,7, așa cum ar fi fost normal, o să-mi fie foarte ușor să scot bateria aia proastă care vine din fabrică și o să-i montez eu niște acumulatori de la Panasonic sau de la Samsung și în felul ăsta, chiar dacă n-am soare, o să lumineze vreo 2-3 zile fără problemă. E bine, nu pot să fac asta. Apoi, partea de circuit electric. La mine este mult mai mică decât ce se vede în imagini. Și de ce e mai mică, o să vă arăt imediat. O să scot bateria, o să scot și celelalte două șuruburi care îmi țin placa asta de bază, acest circuit de încărcare cu întrerupător. Și o să vă arăt ce se află înăuntru. Un întrerupător. Iar aici unde ar trebui să fie senzorul de prezență, senzorul de prezență ar trebui să fie chiar aici pe placa asta mică, nu există nimic. Pentru că chestia asta care mi-a fost livrată de către sellerul din EMAG nu este produsul pe care eu l-am comandat. Înțelegeți? Deși pe site nu este specificat că ar trebui să funcționeze cu baterie de 3,7V, așa ar fi fost normal să funcționeze, dar să zicem că sunt și module care merg la 1,2V. Ok, înțeleg asta. Hai să zicem, trecem. Lăsăm faptul că bateria nu e de 3,7V. Nu are senzor de prezență, iar întrerupătorul are doar on-off. Atât. Nu există alte moduri, nu există modul economic, nu există senzor de prezență. Fundamental, ceea ce se întâmplă este greșit. Mi-am luat țeapă. Ok, e un produs ieftin. Și ce dacă? Am dat o comandă, practic s-a întâmplat un schimb de încredere. Eu am intrat pe EMAG.ro, am plasat o comandă, vânzătorul mi-a livrat produsele și nu au fost acele. Nu au fost conforme cu specificațiile. Da? Practic este o minciună. Vânzătorul de pe EMAG nu mi-a vândut ce trebuie. Mi-a dat țeapă. Mi-a trimis niște produse care nu sunt, în primul nici măcar conforme, zice eu, cu specificațiile. Și nu doar atât. Aș putea să intru mai amănunțit în alte probleme tehnice, firele utilizate, faptul că CE-ul ăsta pe aici n-are nicio legătură cu certificarea europeană. Produsele astea nu ar trebui să fie puse în vânzare, fără să treacă în mod normal prin niște... trăghimele teste, ca să zic așa, de legislație, care sunt cât să poate declare. Manual în limba română și așa mai departe. Nu vine cu nimic. Nu vine cu nimic. Este o bucată de plastic în care un circuit electric, câteva LED-uri și o baterie. Și atât. Este, nu știu cum să spun, din punctul meu de vedere, ca om care a lucrat în comerț online, a trebuit să rezolv dispute mult mai grave decât asta, consider că ar trebui să le fie rușine. E cumva un aspect legat de principii. Dacă tu ai o companie și livrezi servicii de calitate și îți pasă de clienții tăi și de imaginea ta, ar trebui să încerci să crești gradul ăla de calitate. De ce? Nu pentru că e ușor, ci pentru că poți. Asta e tot. Deci, dacă poți să faci chestia asta, fă-o. Dacă nu, ieși din piață. N-ai ce să cauți acolo, lasă-i pe alții să facă business. Nu face mizeriile astea, e urât. Deci, pe scurt, am dat o comandă de la EMAG, produsele care au venit nu corespund cu specificațiile tehnice, consider că sellerul m-a țepuit în cazul ăsta și lucrurile astea vor continua să se întâmple pentru că EMAG nu are suficientă resursă umană, adică nu sunt suficient de mulți oameni angajați încât să poată să rezolve disputele astea și e foarte urât, o să se tot întâmple. Pentru că sunt sute de magazine, sute de firme în România și nu doar în România, care fac treaba asta. Sunt extrem, extrem de multe. Iar sfatul meu, în cazul în care dați de astfel de dubioșenii, care
sunt justificate, exact cum am spus, este să faceți reclamații, atât la ANPC cât și la EMAG, ca să dea afară sellerul ăla. Sellerul ăla nu trebuie să facă bani, pentru că nu-i moral, nu-i ok să facă. Nu. Înțeleg dacă era o greșeală micuță, dacă, nu știu, cumperi un produs, trebuie să fie negru și ți-au trimis culoarea alb sau roșu. Ok, ai o problemă minoră care se rezolvă, restul produsului este conform cu specificațiile, dar în cazul ăsta, nu. Nu. Deci în cazul ăsta e clar că ei au știut că vând altceva. Mi-e foarte greu să cred că în momentul în care au îmbalat a fost o greșeală. Nu. Produsul ăsta este vândut de foarte multe companii. Este vândut, ia uitați, de Smart Depot, este vândut de Swissant, Jupiter, Sofia Online Depot, AMC Association, Bill House Active, Valmy Universal, Almond, ăștia sunt cei la care am comandat eu, Secet Dealshop și așa mai departe. Sunt sigur că produsele astea, mă rog, sunt importate de mai mulți. Ideea e că au luat bulk, au luat foarte, foarte mult, pentru că na, China, India, avem țările astea care produc extrem, extrem de mult și ieftin, iar atunci când au cumpărat, au cumpărat de toate. Ok, ce vreți? Lămpi solare. Și au luat, nu știu, câteva tone, să zicem, că se cumpără la tonă, la kilogram. Unele au avut întreaga de senzor PIR și cumpărătorii au fost mulțumiți, pentru că de asta stau la review-uri pozitive, pentru că și eu am mers pe baza review-urilor, am citit review-urilor și am văzut poze și oameni care au zis, ok, merg atâta, astea sunt specificațiile, astea sunt bateriile, astea sunt ok. Bazându-mă pe specificații și pe review-urile primite de la clienții anteriori, am zis, ok, produsul e ok, merită să-l cumpăr, hai să-l iau. L-am luat și am avut surpriza să constat că produsul nu corespunde cu specificațiile și că este de fapt altul. Ce pot să zic? Foarte, foarte urât din partea voastră, a vânzătorilor care faceți treaba asta. Ar trebui să vă pese de imaginea voastră, ar trebui să vă pese de clienți și lucrurile astea nu ar trebui să se întâmple. Din păcate, se întâmplă și o să se tot întâmple. Cam asta a fost tot cu rantul de astăzi despre comanda de la EMAG. Dacă aveți întrebări, le așteptăm în comentarii și pe serverul de Discord. Nu uitați că avem o pagină de Patreon, o pagină de Facebook, un cont de Instagram și de Twitter. Practic suntem peste tot, chiar și pe smartwatch-ul meu. Și asta e tot. Ne auzim data viitoare. Bye!